La doar 23 de ani, din dorința de a ajuta persoanele aflate în dificultate, Alina Reșetnikov, împreună cu doi parteneri din România și Austria, a fondat în orașul Edineț o asociație pentru persoanele cu dizabilități. În cei 11 ani de activitate, asociația a reușit să ajute peste 2500 de persoane din grupurile social vulnerabile. Însă drumul pentru a crea un astfel de serviciu social nu a fost deloc ușor. Am încercat să apelez la asistență socială din orașul Edineț, mi s-a dat o listă de 600 ceva de persoane, dacă eu mi-aduc aminte așa corect. Acea listă m-am luat-o și am început cu echipa nemijlocit care era angajată pe proiect la momentul dat să identificăm persoane și dureros să zic, dar marea majoritate a lor nu credeau că este posibil să li se ofere ceva gratuit. Au fost mai multe bariere, mai multe autorizații de obținut. Mergeam pe stradă, vedeam o persoană cu nevoi și să mă apropii și să-i explic, uitați-vă, noi nu suntem nici la o religie, noi nu suntem nici de politic, noi nu facem, noi pur și simplu, cu susținerea altor oameni din afară, noi vrem să ajutăm acești oameni care au nevoie. De exemplu, feciorul dumneavoastră, Vitea, vrea să vină la noi, la centru. Veniți și dumneavoastră ca mamă cu el la noi la centru. Și iată așa a început să crească credibilitatea, a început foarte mult să fie atașați, cred că ei de mine și eu de ei. Și așa s-a creat acest centru și vedeam că ei tot pot să facă ceva, nu doar să vină să bea un ceai, să privească un film. Asociația a creat o spălătorie socială, un atelier de croitorie și o mini-tipografie pentru a dezvolta antreprenoriatul social în nordul țării. Beneficiarii sunt implicați zilnic în diverse activități, își vând produsele și unii dintre ei primesc salariu. Banii adunați din vânzări și din proiecte sunt folosiți pentru a achita chiria, serviciile de întreținere și pentru a procura materiale. Unii beneficiari au parte și de pachete sociale cu produse alimentare. Aici facem noi cărți senzoriale de la 3 până la 7 ani. Să încheie, să descrie fiecare cu litere, să învață cu cifre, cu diferite de sărbători, cu anul nou. Am cusut și măști și pentru copii și pentru adulți. La fel, la întreprinderea socială, ori coasem genți ecologice. Încercăm să le vindem fie la traininguri, fie la conferințe, fie să conlucrăm cu asociațiile obștești, fie cu agenți economici. Când avem sărbători, încercăm să facem decorațiuni cu stil tematic pentru sărbătoare. Noi confecționăm diferite coșulețe pentru bomboane, noi confecționăm diferite jucării pentru brad sau alte jucării eco. Mai facem albituri pentru copii. La o distanță de 12 km de oraș, în satul Brânzeni, se află locuința protejată Oaza, la fel fondată de asociație. Aici, beneficiarii sunt antrenați în activități care îi învață să dobândească abilități pentru un trai independent în comunitate. În perioada caldă a anului ne stăruim pentru beneficiarii noștri să se încadrăm în diferite activități de întreținere și de îngrijirea sierii, a animalelor, a spațiului verde din fața casei, astfel încât beneficiarii noștri sunt încadrați permanent în diferite activități de muncă și totodată și de relaxare. În perioada rece a anului, beneficiarii noștri tot nu stau degeaba, fiindcă sunt niște persoane dornice de a cunoaște și de a munci. Fiind în perioada sărbătorilor de iarnă, se ocupă cu confecționarea decorațiunilor pentru sărbătorile de iarnă, diferite globulețe. După 15 ianuarie începem cu inimioare, alte produse pentru 14 februarie, trece perioada de februarie și luna îndrăgostiților, deja ne apucăm de mărțișoare, pe urmă măr decorațiunile de Paști și tot așa, beneficiarii noștri, încet, încet, pe lângă cei că noi dezvoltăm antreprenoriatul social, ne stăruim ca să le dezvoltăm motorica fină, capacitate de gândire, de atenție.
lumea tot îi cunoaște, lumea toată îi susține, lumea apreciază munca și efortul lor care este zi de zi în acest produs. Este nevoie clar lucru ca noi să depunem suflet, este nevoie ca noi să îi apreciem zi de zi, este nevoie ca noi să dezvoltăm servicii calitative pentru aceste persoane, au nevoie de a fi priviți de comunitate altfel, pentru că ei sunt o parte componentă pentru comunitatea noastră și la fel și ei pot să contribuie cu ceva pentru comunitate.